care n-au cont de YouTube sau pot. Pe ea miroase, știu, nu? Ba, ia. Vă salută, fratele, și bine v-am regăsit la un nou vlog, Uleanu, pe canal, prima dată cu această cameră, nu mai țipa boschetarule. Vă place cum am făcut în camo? Frizura asta? Eric din Pantelimon, care tunde top. Astăzi mergem să ne vedem cu Adrian, să punem la cale niște clipuri de alea bombă. Vă mai aduc aminte, vă mai postez din când în când, maxim două zile mai durează până fac clipul cu Adrian. Provocări nebune, eu și Ilies Vlogs. Uite-l, mă, mâncați și pe leul tău, ia uite-l. Hashtag Jegoț, suntem pe vine și cu mărciul. Urbanist Session. Am evărat, arăt bine. Te-ai îmbrăcat să mă bată, mama? Să mă rog, nu poți să arăt la picioare, că e muzerie mașină. Ce faci? Bine, astăzi avem o întâlnire. Cu cine? Cu Mimi. Cu cine, mă? Și cu Shei. Bă, nu mai face, mă, mișto. Ia stai să dau un zoom pe tine. Mamă, ce zi. Stai, mă, cu minte. Adrian, salut, salut. Salut, salut, mersi. Mamă, dar ce, ce faci? Tu? Uite, mamă, ce ești prea rar. Amă, că arăți bine cu degetul, viața mea. Ia stai să-mi port eu mărciul meu frumos, viața mea. Așa, și fii atent, știi care e faza, frate? Tu dacă ai 500.000 de subscriberi și știi că 400.000 sunt copii în f***a care n-au cont de YouTube. Uite, sau pot. Pe ea miroase, știi, nu? Ba, ia. Știu că suntem gay, dar nici așa, iubim eu de priva. Eu o să spun ție o întrebare acum și mai incomodă și tu o să-mi pui o întrebare mai incomodă mie. Da. Bun. Te-ai mai de când nu te-am mai? Băi, zi-mă, da. Vrei sau... să-ți răspund sincer să vezi că ești fraier la faza yeah. asta? Da, m-am mai f*** de când am băut ultima noastră cafea în familie. Ești fraier să mor aici, ești mor aici, să mor. De ce, mă? Păi că eu te-am întrebat. Da, mă, știu. Nu, te-ai mai de când nu te-am mai? Nu ți-am zis ce. Septembrie doar. Bă, de unde ți-ai luat stilul ăsta? E scump. Păi e scump, scump, dar ne mai aduce și nou. Ne mai aduce și nou scumier? Stilul ăsta l-am luat de la... Hai să zic acum, să nu mănâncă cap. Dă-te așa din lumină, frate. Băi, să nu mănâncă cap eu. Și să fac pe ăla, că vezi, Doamne, că... Bă, în primul rând, așa m-am învățat bunica să mă îmbrac de mic. Adică, mă rog, la costum, cămașe și cu asta. Dar stilul pe care l-am luat eu și pe care mi l-am dezvoltat după singur a fost de la Mariano Di Vaio. Iar ăla de mi l-ai dat mie la Smash-ul pe. Dar chiar ce părere ai de clip? Cum a ieșit clipul? Bombă. Și a ieșit binișor, e la vreo 50 de mii. E apogeul lui, 50 de mii. Și câți bani ai făcut pe el? $7. Adevărat? Venit. A, 13 euro, mă. 13 dolari. Mâncați aici gura ta așa puțin, nu mâncați aici. Așa ne-am pe talentul nostru. Mamă, ce buci mici ai. Reacționăm la comentariile de hate. Sau nu, la toate comentariile în general. La comentariile primite la primul nostru clip împreună, cel cu Smash or Pass. Da, să vedeți ce comentarii am primit. Nu știu dacă te-ai uitat, m-am uitat la vreo primele 30-40 deci am văzut câteva de negative, știi? Dar n-am răspuns. Da. Să mă uit, da? Hai, hai de bun. This year, save me from tears, I gave it to someone special. Bă, când-s bine, mă, mâncați ești vreo ta. Cry tears, twice. Zi, zi, zi. I keep my thesis, but you still get my mind. I tell him, baby, did you recognize me? Na, mă, s-a apucat să cânte. Ești pregătit, Adrian? Christmas time. Na, na, na. Vrei să filmăm? Mi-suci? Da. Dă timp de aici. Comentarii negative la primul nostru clip împreună. Hai să vedem. Așa, deci fii atent. Ce voiam eu să zic? Băi, știi care au fost cele mai tari țigări de când așa au fost ele? Mă rog, pe tot globul pământesc? Lucky Strike. Erau la comandă. Și după ce crezi? Marlboro era un brand de femei mâncați aici gura ta. Deci avea atâta filtru, înțelegi? S-au gândit ei cum să crească și au făcut reclamele. Au început să facă reclamele cu bărbați. Dar nu dădea bine pentru că avea filtru, știi?
avea filtrul la mic la bărbați și nu cumpăra lumea Marlboro, înțelegi? Dar ce crezi că au făcut ei? Au asociat Marlboro, i-au pus filtrul ăsta galben pe care îl vedem la toți șmecherii în filme și au început ca oboi să facă, adică văcarii să facă reclame la Marlboro mâncați. Și de atunci, știi care e bărbatul ideal? Văcar. Nu, da, să zice că ăla care a făcut reclama la Marlboro e bărbatul ideal. Fumător, nu nefumător. Deci bărbatul ideal care fumează e ăla de la Marlboro din lăcramă cu pălăria aia de ca. Ok, haide să vedem. Bă, dar o să citim mai multe, adică nu doar negative. Citim comentarii în general așa, da? Da, frate, le citim pe toate, dacă... Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram la Jegosul Suprem și la Iancuia. Vreau să fac și eu 200.000. Așa. Cât vrei să faci? 10.000, Doamne, ajută, Ștefan. Cum plm să-i dai pass lui Eram sau lui Chloe, cumva gay? Asta cred că e pentru mine. Tu mi-ai dat Eram. Frate, eu nu știu viața mea, eu n-aș f***e orice mișcă, știi? Sunteți panorame rău. Cred că e true. Panorame, băi, n-am fost pe Germania până acum, dar... Bă, Adriane, ce rahat faci vlog cu conacul, cozonacul ăsta, mă, frate? Păi băi, rahat fără cozonac, pe vremea bunicii nu există. Bine și tu. Adevărat, adică... Așa. Știu, măcar de acum am văzut că ai fața strâmbă. Da. Deci, iată, știi cum vine la tine, în formă de S. Deci vine ai ăsta aici, îți vine și aici se ție, gen, știi, nasul îți vine și eu. Bă, adevărat că e fapt. Du-te, bă, dai. Topoare lemne așa, gheure aici la Bellagio. Măi, tete, mamă. Mamă, ce afară, s-a terminat șmecheria aici, nebun. Hai, Adrianes. Topoare lemne și gheure aici la Bellagio. Sânge din ureacă, cioburi din ureacă. Nici nu știu unde avem mașina. A, tocmai acolo, ultima. Adrianes, cum a fost masa? A fost de lemn. Cum? De lemn. De lemn. Acum mergem să-l aruncăm pe Adrianos acasă la el și să ne vedem cu Diabolic. Un vlog random pe București, pe ploaie. A lăsat lumina aprinse, mâncați și cu aile tale. Nu știu, ia vezi, pornește. Nu, le-am deschis eu acum. Știu, viața mea. Ia să vedem. Căldură, mâncați. Taci. Ia să vedem dacă mai pornește mașina. Tank. Sunt ca un tank. Nu m-a dat barba, ia tu, i-am blindat. Nu putea, mă, el, fără, uite, mă, na. Bine, ignorați asta. Uite, mă, unde m-a oprit al meu, mâncava și gura voastră. Uite-l pe al meu, ce vrei, mă, să-ți fac? Să faci și mie niște... Vrei să-ți fac poze, mă? Da, viață. Uite, mă, unde m-a oprit al meu, mâncava. Băi, haide mă, hai să-ți fac poz. Dați-o mă cu al meu, dați-o cu al meu unde ne oprește, mâncava și gura voastră. Uitați-vă unde ne oprește. Toată ziua doar pe drumuri. Nici nu știu ce am filmat până acum, dacă am filmat bine. Camera cred că își face treaba bine, îl așteptăm pe Diabolic. Bă, să circulă cât de cât ok în București. Nu știu dacă e din cauza ploii. E un pic de ploaie afară. Dar se mișcă destul de ok Bucureștiul până acum. L-așteptăm pe Diabolic, mergem să bem și o cafeluță cu el că așa e frumos și nu știu, vă mai arătăm și vă câte ceva. Asta e un vlog random, dacă nu v-am zis. Daily vlog. Daily vlog number one. Se poate să fac daily vlog, gen să nu fac. Se fac luni daily vlog 1 și miercuri daily vlog 2. Adică să-mi filmez chiar zi de zi. Ia uite pe băieți ce mănâncă acolo. Stai să vedem dacă putem să dăm un zoom pe ei. Nu știu dacă merge. Bă, încă n-am scăpat de treaba asta, frate. Lumea nu e obișnuită cu treaba asta, gen să te filmezi zi de zi, să mergi așa și să ții o cameră. Zic, bă, uite și pe ăla. Nu m-a văzut de câteva luni bune cu Diabolic. Te-ai tripat pe live, bă? Hai că pe live m-am tripat. Moară mama, și că e Son Goku. Se uită ăștia de la mine, se uită ăștia la mine și că e, uite, numai așa. Am tot pe ăla. Ne-am și cu omul nostru Diabolic, mereu. Unde vrei să mergem? Unde vrei tu? Mergem în Oșan?
Oșan. Nu știu, lucrează mama acolo, zici eu. Cum îți place cameruța mea? Forță. Când ți-am luat-o? Când mi-am luat-o acum vreo două zile, când ți-ai luat-o. Vezi că e forță, ești nebun. Și când mă întreabă cineva ce fac, cu ce filmez și care e motivul, și eu zic vlog random, știi? Asta. În general. Chiar deci. Claritate. Ia uite. Și să mișcă, îl vezi că îl ține în continuu, uite, vezi? Boia, mă, tu de ăsta, cum îi zice? Car, da. Iar a început. Le zici tu oamenilor cum am lovit eu mașina în parcare la mall acum? Cu frumosul. Hai zi. Hai zi. Ai luat o curbă foarte frumoasă. Hai zi. Hai zi să trăiască ție dacă nu zici. Vrei să zic eu? Zi. Ce-am făcut eu în parcare? Ai lovit mașina. Cum? Uite așa. Te-ai grăbit foarte tare prin exterior. Băi, frate. Te-ai dus bum. Băi, stați așa. Deci, să ne înțelegem. Mall-ul ăsta, de sânge să fie, are cele mai înguste parcări ever. Băi, zi mă. Deci, frate, eu s-o obișnuit că la Mega Mall. Și la Mega Mall urci și poți să cobori, gen, știi? E, ia uite, a dat și ăsta nicio. Cred. Ia uite, cât aproape a venit, frate, ești nebun. Bă, frățiorii mei, deci, ideea e foarte, foarte simplă. Am dat într-un colț de ăla, de morții lui, de beton. Dar noroc că avea cauciuc pe el, deci au gândit-o, băieți, stai bă, că o să mai fie proști, o să vină cu un acu să lovească mașina pe aici. Fratele poate să confirme aici. O să vă arăt și pe mașină, uite aici e partea. Mama, ce e pe mașina mea? Uite aici, mă, dar băieți. Ia vezi, mă, cine, o să nu. Cine? Uite-mă aici, a? Nu e aici. De-aia pune camera, repede. Ia, uite-mă. Ce fam? Ce fam, mă? Vlog, te bag pe vlog, băi, cum e? Cum e vremea în Normandia? În Danarmeanca, vezi că aici sunt... Băi, fii atent aici. Te bag la PUBG non-stop. Datorită faptului pentru care eu am petrecut numai timp în mașină, n-am mai vrut să vă mai filmez drumul, așa că vă încerc să vă arăt pe Alma. Alma, dacă te urci pe mine, te spar cu bătaia. Ia stai tu cu minte jos, stai cu minte. Alma, hai la tata. Cap, stai acolo. Alma, stai acolo. De ce ești nu ești cu minte? Ha? De ce nu ești cu minte tu? Gata, stai acolo, că te uiți pe mine și ești murdară! Deci, cam asta a fost vlogul anul, guys. Să-mi spuneți și mie cum vi se pare camera. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, să dați like-an.